Probabil că vom vedea ce înseamnă jocul variat al Paulei Badosa. Alize Cornet trebuie să fie atentă. E a doua întâlnire directă dintre cele două. Lovitură scăpată afară de Paula Badosa. Am văzut-o încă din timpul primului meci în tribune alături de Alize Cornet pe Sandra Zanievska. Minge de game. Metru 80. Metru 73. Înaltă. Badosa. Va câștiga câteva locuri și va avea cea mai bună poziție de până acum în ierarhia WTA. Yep, and the other one. Yep. Thank you. Statul a doua victorie pe hard, complet pe site-ul DigiSport.